Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Memento. Eu sunt Lavinia, iar în minutele ce urmează o să vă spun care sunt cele mai importante evenimente ce vor avea loc în următoarea săptămână în județul Suceava. Librăria Cărturești continuă seria evenimentelor din cadrul proiectului Atelierul de Vacanță și vă invită joi 19 iulie, începând cu ora 18.30, la ateliere de comunicare, alături de profesorul formator Cristina Onofrei. Proiectul este destinat copiilor între 9 și 12 ani și este menit să-i ajute să se cunoască și să comunice mai ușor. Participarea la acest eveniment este gratuită. Joi 19 iulie, începând cu ora 20, Paboem la Fierărie Suceava vă invită să participați la penultima ediție a celui de-al doilea sezon Pub Quiz. Premiul sezonului va fi acordat echipei care cumulează cel mai mare număr de puncte pe parcursul a 10 ediții și constă într-un weekend pentru două persoane într-o capitală europeană. Înscrierea și participarea la acest concurs este gratuită. În perioada 20-22 iulie, în incinta Shopping City Suceava, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Târgului de Industrie Alimentară și Produse Tradiționale, intitulat Bioalimenta Bucovina. Programul de vizitare al târgului este între orele 10 și 19. Vineri 20 iulie, începând cu ora 21, Paboem la Fierărie Suceava vă invită la evenimentul intitulat Acustic Aroma, cu Răzvan Crivaci și Orz Ioza, care vor aborda procedee mai puțin întâlnite la noi de mash-up și medley ale unor piese bine cunoscute. Prețul unui bilet de intrare la acest eveniment va fi de 10 lei. Vineri 20 iulie, începând cu ora 22, Pub Delirii vă invită la un recital muzical al trupei Ars Nova Band din Suceava. Prețul unui bilet de intrare la acest eveniment va fi de 10 lei. Concertul trupei Vama, programat pentru vineri 20 iulie la ora 22 în restaurantul Padrino din Suceava, a fost anulat și va fi reprogramat în luna august. Conform reprezentantului trupei Vama, solistul Tudor Chirilă a fost diagnosticat cu traheolaringită acută, fapt care a impus repaus vocal complet. Restaurantul Padrino anunță că biletele cumpărate și rezervările efectuate se vor aporta pentru concertul care va fi susținut ulterior. Ca în fiecare dimineață de sâmbătă, cei mai mici dintre locuitorii orașului sunt invitați în lumea teatrului. Pe 21 iulie, începând cu ora 11.30, la Galeria Suceava va avea loc spectacolul de teatru Fata Babei și Fata Moșneagului, prezentat de actorii ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Intrarea este gratuită. Sâmbătă 21 iulie, începând cu ora 23, Pub Oscar Wilde din Suceava vă invită să luați parte la o petrecere incendiară alături de DJ Optic. Petrecerea va fi deschisă de DJ-ul rezident, Cornel. Intrarea este liberă. În cadrul proiectului Atelierul de Vacanță, marți 24 iulie, începând cu ora 18.30, Librăria Cărturești Suceava vă invită la Seara de Povești alături de psihologul Ilinca Rusu. Participarea la acest eveniment este gratuită. În perioada 18 iulie-17 august, la Muzeul de Științele Naturii Suceava va fi prezentată expoziția Fluturii Exotici din colecția profesorului Ioan Nemeș. În cadrul acestei expoziții vor putea fi admirate peste 500 de exemplare de fluturi exotici din pădurile ecuatoriale ale Africii, din America de Sud, Malaezia, China sau Indonezia. Publicul vizitator se va putea bucura de frumusețea fluturilor exotici și vor putea afla curiozități din viața acestora privind mecanismele de apărare, de camuflare sau colorația de avertizare. Pot fi admirați fluturi păsări, fluturi invizibili sau fluturi care atrag atenția prin irizații și colorații asemănătoare curcubeului. Acestea sunt unele dintre cele mai importante evenimente ce vor avea loc în următoarele zile în județul Suceava. Pentru o listă completă a acestora sau alte informații suplimentare, vă invit să consultați ghidul online orasulsuceava.ro, unde în fiecare joi puteți regăsi și Memento, calendarul vostru de evenimente. Eu sunt Lavinia și vă doresc să aveți o zi excelentă!